Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ecouri din Poiana lui Ocan. Bună seara și dumneavoastră, dragi radioascultători ai postului Galaxy FM, post care vă readuc aminte, preia în direct emisiunea noastră până la ora 22. Bun găsit tuturor în această ultimă emisiune din februarie, acest sfârșit de februarie. Dacă nu mă înșală memoria, chiar de acum 9 ani, sper că nu greșesc și memoria nu-mi face feste, pe 26 februarie începea colaborarea mea, mai întâi ca invitat permanent, la televiziunea Galaxy. Cum au trecut acești ani? Pe unde? Când? Cum? Aproape că nu am reușit să ne dăm seama. Realitatea e că peste noi au mai trecut niște, cum să zic așa, niște nuanțe de alb. Proiecțiile noastre despre propriul viitor și despre viitorul acestei țări au rămas în mare parte aceleași, chiar dacă și peste ele s-a așternut acea nuanță de ușoară, să zicem, de scepticism, de neîncredere. Ele au rămas, speranțele noastre au rămas, pentru că, da, e o vorbă care mie nu-mi place, ci că speranța moare ultima. Da. Ultima dată, cred că moare altceva. Bun, deci iată, au trecut 9 ani. Aproape că nu vine să cred. Este, dacă nu mă înșel, colaborarea neîntreruptă cea mai îndelungată pe care am avut-o în presa locală. Cei care mi-au urmărit activitatea din 1990 încoace știu că am lucrat în redacția ziarului Datina, la Gazeta de Sud, Gazeta de Severin, la Radio Galaxy, într-o primă etapă, într-o etapă de pionierat a acestui studio, a studioului de Radio Galaxy, să zicem în jurul, în anilor 2000, apoi la Obiectiv Mehedințean, unde colaborez cu câte o tabletă și în prezent, o tabletă săptămânală și în prezent, și, bineînțeles, ocazional la alte publicații sau posturi de televiziune locală. Însă, repet, colaborarea la televiziunea Galaxy, mai întâi ca invitat permanent, apoi ca realizator sau co-realizator de emisiuni, a fost cea mai îndelungată colaborare, fără întrerupere, de fapt, practic, fără întrerupere, din presa locală pe care am avut-o. Nu vă reamintesc asta pentru că am nevoie de bilanțuri sau mai știu din ce alt motiv. E o chestiune care ține de și de biografia mea spirituală până la urmă și de CV-ul meu în materie de gazetărie. Gazetăria fiind unul din hobby-urile mele, una din pasiunile mele vechi, datând încă din anii studenției, pe care, repet, am avut posibilitatea să o practic sub diferite forme din 1990 încoace. Încercam cu câteva zile în urmă să fac așa un calcul al numărului de materiale publicate de-a lungul vremii în presă. N-am reușit. Cert este că în presa scrisă sunt de voie câteva mii bune de materiale, de articole, începând cu editoriale, comentarii, interviuri, anchete, analize, reportaje, note simple și terminând cu știri obișnuite. Iar în televiziune
mulțiți și dumneavoastră numărul de săptămâni din trecute, din februarie, 20 și ceva februarie, cred că chiar 26 februarie 2006 până în prezent, și poate că aveți o reprezentare. Cam câte două emisiuni săptămânal, poate aveți o, reușiți să aveți o reprezentare cât de cât exactă asupra activității mele în presa locală. Nu sunt în măsură, sigur, să fac vreo apreciere de valoare, judecată de valoare asupra prestației mele în presă, dar așa, un bilanț simplu, aritmetic, poate că mi-e îngăduit și poate că mi-e îngăduit și să marchez trecerea, iată, 9 ani. Poate o să vă întrebați de ce n-am așteptat să fac 10 ani. Știți dumneavoastră, de la o vârstă încolo ai o altă percepție asupra trecerii timpului și te gândești din ce în ce mai des, de la o vreme, desigur, la iminența unor fapte, unor evenimente care pot întrerupe această neîntreruptă colaborare în presă. Dar să nu ne gândim la lucruri de genul acesta. Am ținut să marchez acest eveniment personal, pentru că e bine să ne mai aducem aminte și de faptul că în bine sau în rău, ceva de pe urma noastră tot rămâne, fie și unei posterități imediate. Cu ce să începem, stimați radioascultători și telespectatori, emisiunea noastră din această seară? Mai întâi cu o apreciere generală asupra stării politice interne, atmosferei din țara asta, atmosferei prezente din actuale din această țară, în care nu știi ce te atinge mai mult, ce te impresionează mai mult, ce te doare mai mult. Lipsurile de care n-am dus lipsă niciodată, lipsurile, greutățile, necazurile de care n-am dus lipsă niciodată, comedia aceasta fără sfârșit care se joacă cu participarea extraordinară a DNA și a câtorva destul de multe vipuri politice din țara asta, aria evenimențială de prin jurul granițelor țării noastre. Sunt toate chestiuni demne de interes și nu știu cu care să încep, căreia să-i acord o atenție mai deosebită. Aș începe totuși cu această senzație că în fața noastră se joacă o sinistră comedie pe tema corupției, anticorupției, a justiției independente și așa mai departe. Eu, unul, am ajuns să nu cred în seriozitatea acestei campanii de arestări, de rearestări, de eliberări, de reeliberări, de întoarceri și de reveniri de la arestul poliției, de la tribunal, la și de la DNA și așa mai departe. Nu știi ce se întâmplă, de fapt. Practic, am și pierdut logica acestei campanii în care se pare că miza este instalarea unei justiții cât de cât aproape de adevărul ei absolut, dar care se îndepărtează pe măsură ce zilele trec. Păi ce să înțelegem? Luăm în cătușe de acasă pe Duduia Udrea, o ducem la DNA, stă acolo nu știu câte ore, vine, ne expune cătușele, o ducem în arestul Poliției Capitalei, peste o zi, două, o eliberăm, schimbăm decizia, mergem la înalta curte și, mă rog, acolo, cu alte argumente, schimbăm decizia și dăm arest la domiciliu, o ținem două zile, trei în arest la domiciliu, o săptămână în arest la domiciliu, după aceea iar o luăm cu cătușe pe la DNA, într-un chipurile alt dosar, într-un alt proces, iar o transportăm la arestul Poliției Capitalei, așa, după care, probabil, peste o zi, două, trei, iar
o readucem în arestul la domiciliu, pentru că de-aia sunt avocați pe lumea asta, de-aia sunt tot felul de instanțe care se pare că se întrec în a-și contrazice, în a se contrazice reciproc în materie de hotărâri judecătoresc și așa mai departe. Mai există și această temă, a zice, la ordinea zilei, legată de practica aceasta a delațiunii, a denunțului. Și nu atât de practica în sine, că, mă rog, turnătoria, delațiunea, turnătoria, ce să mai zicem altfel, delațiunea, auzi, ce, înnobilare de termen. Turnătoria la România are tradiție veche și nu aceasta este problema. Problema este că delațiunea a devenit, turnătoria a devenit un mijloc de a scăpa de ani grei de pușcărie. Ai făcut, deși în mod normal se zice că este incriminată și mita, și luarea de mită, și darea de mită, iată că dacă omul care dă mita se căiește și în momentele acelea de căință se duce și se spovedește la tovarășul capitan, vorba lui Toma Caragiu, face o spovedanie la tovarășul procuror, băiatul scapă, cel puțin de jumătate din pedeapsa la care s-ar putea aștepta. E trimis acasă, în arest la domiciliu, păi oricum arestul se face altfel la domiciliu decât la Zuhausul Poliției Capitale. Și tot așa, de la o zi la alta aflăm, ba că Dorin Cocoș a denunțat pe nu știu cine, ba că altă țircădău din ăsta iarăși a turnat pe nu știu cine și a plecat acasă. Firește că acum o înțelegem și pe Coana Nuțică. Dom'le, nu se poate chiar așa. Vii, torni, vii cu mita, torni, după care zici că mita pe care tu ai conceput-o ca fiind un mijloc de persuasiune a ajuns la cutare ministru. Are dreptate și Coana Nuțică. De ce să nu? De ce să fie absolvit de vinovăție cel care toarnă, cel care, ce facem din delațiunea asta, din turnătoria asta, politică de stat sau care e chestiune? A început să toarne toată lumea pe toată lumea. Este o zăpăceală completă la nivel național, nu mai înțelege nimeni nimic. Chiar aici am ajuns. Dar cu alea mulții, doamna Udrea, cu alte cuvinte, n-ar trebui să fie chiar atât de indignată, pentru că regimul al cărei stâlp esențial a fost domnia sa, regimul Băsescu, a fost cel care a introdus aceste practici. A fost cel care a făcut aceste legi. A fost cel care a încurajat o astfel de atitudine civică. Acum, sigur, ce să zicem și cu turnătoria asta? Păi, dom'le, dacă ai turnat, înseamnă că tu ești cel puțin la fel de vinovat ca... De ce ai turnat? Ai turnat pe cineva căruia tu i-ai dat ofrandă sau ca cu titlul de, eu știu, înmuiere a vigilenței, un pachet de cartaboș, un tank de valută, mai știu ce alte de daruri din acestea, foloase necuvenite, păi normal, ești în egală măsură vinovat, cel puțin la fel sau măcar la fel de vinovat ca acela căruia sau care ți-a acceptat această ofrandă. De ce să... Da, dar aici doamna Udrea, în loc să se indigneze, ar fi foarte bine să explice de ce s-a ajuns aici. Pentru că domnia sa, alături de Băsescu și de alți capi ai camarilei pedeliste, știe foarte bine cum s-a ajuns aici. Știe foarte bine cum au fost hărțuiți, vânați adversarii politici. Nu mai amintesc numele lor, pentru că aceste nume deja se știu. Ei știu foarte bine cum au transformat instituțiile statului de drept, o, Doamne, așa, cum le-au transformat în arme de persecuție politică, de nu mai înțelege nimeni ceea ce se întâmplă în această țară. De nu mai poate fi nimeni eliberat, nu mai poate fi nimeni despovărat de suspiciune. Oricare om, oricare cetățean, mai ales dacă lucrează în aceste organisme ale statului, este supus unei permanente suspiciuni și pe drept cuvânt. Nimeni nu mai are încredere în nimeni în această țară. Nimeni nu mai are încredere în nimeni. Nimeni nu mai poate cauționa pe cineva
pentru o anumită funcție. Nimeni nu mai poate recomanda pe cineva. Nimeni nu mai poate spune cu inima deschisă, da, domnule, cetățeanul ăsta e bun să fie pus acolo. În capul trebuie, pentru că sunt convins că acolo face treabă. Nu. Trăim o vreme, trăim niște vremuri pe care chiar nu credeam că... Acum, privind în urmă, spre începutul anilor 90, primii ani de după evenimentele din decembrie, cred că acolo au fost mici copilării. Erau lucruri care ne enervau, care ne iritau și atunci. Tot felul de lucruri, tot felul de puciuri, tot felul de manifestații și contramanifestații, tot felul de mitinguri prin piețele publice, tot felul de gâlceve televizate noaptea până la ore târzii, până spre dimineață, nimeni nu mai înțelegea nimic și toată lumea trăia sub un stres extraordinar. E, da, dar nu. Era copilăria, cum să spun eu, mitingeala, protestele, grevele, erau semnele bolii, cum zicea domnule, bolii copilăriei democrației în România. Boala copilăriei democrației românești. Așa cum stângismul era boala copilăriei comunismului sau cam așa ceva. Ce învățam noi pe la filozofia marxistă odată. E, ce se întâmpla atunci, nu? Erau, repet, mici scenete comice față de ce acum, față de ticăloșia, față de ordinăria care s-a instaurat în viața publică românească. Ne-am uitat, ca oricare dintre domniile voastre, ne-am uitat la așa zisul bilanț al DNA ținut mai zilele trecute. Și aici n-am cum să nu dau dreptate atâtor și atâtor comentatori ale căror opinii eu țin și pe care le prețuiesc, încă le mai prețuiesc, care s-au declarat revoltați de slugărnicia dovedită de exponenții clasei politice românești față de această instituție, DNA. Toți șefii, toți liderii politici s-au dus acolo, începând cu șeful statului, cu premierul și cu ceilalți lideri marcanți ai partidelor românești, s-au dus acolo să se așeze în primele rânduri sau la prezidiu și să aplaude cu un fel de evlavie tot ceea ce spunea fosta basketbalistă din fruntea DNA, Madame Chioveși. Vai, domnule, ce bilanțuri teribile! Vai, ce succesuri extraordinare! Mă iertați că am folosit un termen, intra deja în panoplia lexicală a noi în democrații românești, grație Dudui Eba. Am ajuns să ne laudăm cu câți oameni am băgat în pușcărie, cu câți ani de închisoare s-au acordat, cu câte dosare stau acolo și mai avem atâtea și atâta nevoie de procurori, că nu mai fac față. Cu câte achitări, ce procent de achitări avem, mie vă spun, stimați telespectatori și radioascultători, auzind toate aceste lucruri, văzând cu ce am ajuns să ne lăudăm noi românii, făcându-ne la urma urmei de râs în fața Europei, așa, văzând atitudinea servilă, obedientă a liderilor politici față de această cucoană din fruntea DNA, poate ca de care n-am niciun fel de n-am niciun fel de sentiment, nu, nici prețuire, nici dispreț, nici decutare, dar mi se pare așa, o persoană anodină care a ajuns, domnule, să se uite liderii politici, deci oameni pe care îi consider serioși, domnule, oameni care sunt în fruntea partidelor, oameni care răspunde destinele acestei țări, să se uite în gura acestei cucoane ca, eu știu, în gura oracolului de la nu știu ce. În gura oracolului nu știu care. Să te uiți la ea ca la o sfântă, ca la un fel de Jeanne d'Arc acolo. Cine Dumnezeu a ajuns această duduie să bată din picior, să ceară fonduri din ce în ce mai multe, din ce în ce mai... Repet, sunt în totalitate de acord cu toți comentatorii politici din România, repet, la ale căror opinii încă mai țin, care s-au declarat revoltați de atitudinea servilă a
exponenților clasei politice la acea ședință de bilanț a DNA. DNA, care nu-i altceva decât o secție a parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a parchetului general. Nu-i nimic altceva decât o secție. Am ajuns noi, șeful statului, noi președinte de țară și noi premier al guvernului, să ne ploconim în fața unui șef de secție de la parchet? De ce oare? De unde atâta plecăciune? De unde atâta umilință? De unde atâtea zâmbete onctuoase la adresa... De unde? De unde să provină toate aceste chestiuni? Păi, orice om normal crede că toate aceste atitudini de servilism provin dintr-o teamă viscerală a celor politicieni, a respectivilor politicieni, care în sinea lor probabil că nu se simt curați, nu se simt fără pată. Și se așteaptă și ei, ca și icoana nunții, ca și conucutare, să fie săltați cu cătușele dimineața la primele ore de acasă, de la domiciliu. Așa am ajuns în țara asta. Cu alte cuvinte, în loc să chem tu la ordine pe ăștia, pentru că sunt slujbași ai statului, puși în fruntea unor instituții ale statului de drept, în loc să-i chem tu la ordine, să-i mai întreb de vorbă, să îi mai pui puțin să ia poziție de drept, cum se întâmpla pe vremurile de tristă amintire, când făceai una nefăcută și erai chemat, nu-i așa, în fața organului, să te spovedești la tovarășul cutare. În loc să-i cheme respectivii lideri, cei care răspunde destinele acestei țări, pe un șef de secție de la parchet sau pe chiar pe șeful parchetului, să dea socoteală pentru niște chestiuni, te duci să-l aplauzi, să-i aplauzi succesele. Păi unde ne trezim acile? Păi chiar unde ne trezim? Mie, repet, am resimțit o stare de jenă amestecată cu scârbă și cu așa, cu un fel de dor de ducă din lumea asta. Nu se poate, nu se mai poate trăi în țara asta. Sper că nu se înțelege de aici că am ceva împotriva sau aș vrea, cum ar putea spune cine știe ce imbecil din colțul lui de taină, că aș dori desfințarea instituțiilor statului de drept, aiure. Nu, fiecare să-și facă meseria acolo unde este pus, în cea mai deplină liniște circumstanțială, desigur, pentru că fie că prestarea, exercitarea unei profesii, unei funcții presupune chiar o liniște ambientală totală, dar fără tot felul de accente de genul acesta, fără niciun fel de tendințe, hegemonice, păi cum? A ajuns să conducă țara un serviciu secret și DNA? Că președintele sau premierul se bagă pe sub cine știe ce draperii ca să nu-i vadă lumea sau dau dovadă de o discreție prost înțeleasă și nu sunt în stare nici măcar să ia atitudine? Sau le tremură izmenele pe ei de frica nu știu cui și așa mai departe? Păi ce a ajuns țara asta? Ca o paranteză, laud în repetate rânduri pe maestrul Klaus Iohannis, noul președinte al României și fondatorul noului PNL, îl tot aud vorbind despre schimbarea clasei politice și insinuând că schimbarea clasei politice s-ar putea face inclusiv sau mai ales prin intermediul activităților DNA sau ale serviciilor. De unde și cerința ca activitatea DNA să urce pe noi culmi de așa. Eu, sigur, am una dintre cele mai nefavorabile păreri despre clasa politică românească. Dar parlamentarii, cei care fac parte din structurile guvernamentale, din administrația locală, cum să spun, sunt politicieni al căror rost este și el bine stabilit prin niște legi, prin niște buni răi, deocamdată pe ăștia avem. Dar să ajungem să pretindem că schimbăm clasa politică, cu DNA-ul, cu cătușele și cu
girofarurile poliției și cu pușcăriile? Păi ce am ajuns? Ce e țara asta? Ce a ajuns țara asta? Ajungem ca în vremea lui Stalin, că ăla schimba clasa politică tot prin măsuri de forță. Să le mai evocăm? Da. E oricum o situație cât se poate de urâtă. O situație deloc încurajatoare. Așteptăm schimbarea clasei politice, băgând la pușcărie pe unii sau pe alții, pe motive mai mult sau mai puțin serioase. Hai să o spunem pe-a dreapta. Acum se lucrează mai nou la o nouă Constituție, se lucrează la o nouă lege electorală și ce aud? Aud o treabă cât se poate de nostimă, o chestiune la care chiar credeam că se va reajunge, la votul pe liste. Vorbeam la începutul acestei emisiuni de colaborarea mea la acest studio de televiziune. V-aș putea aminti celor dintre dumneavoastră care m-ați putut urmări de-a lungul anilor, că a fost o perioadă, perioada anilor 2007-2008, când era o campanie turbată pentru votul uninominal. Vă amintiți probabil, toți dintre dumneavoastră. Și, domnule, nu cumva, era și o atmosferă din asta aproape terorizantă. Nu cumva să te fi exprimat că nu ești de acord cu votul uninominal, că, domnule, erai pus la zid, erai pus la stâlpul familiei. Erai, mai că nu erai împușcat și exclus din lumea asta. De la pupitrele acestor emisiuni la care am colaborat de-a lungul anilor, am susținut, cu o anumită vehemență, recunosc, lucru care mi-a adus numai neplăceri, așa, în plan public, am susținut că votul uninominal e o imensă prostie și va duce la descalificarea, la deprofesionalizarea și așa fragilei clase politice românești. Am susținut cât am putut eu de tare de aici. Sigur, n-am fost singurul, categoric. Au mai fost câteva voci la nivel național și poate prin alte colțuri ale țării, care s-au pronunțat net împotriva adoptării legii votului uninominal. Acum plânge toată lumea. Toată lumea aruncă, eu știu, cu bolovani, cu pietre în Parlament, că s-a ajuns Parlamentul rușinii cu 600 de parlamentari. Vai, vai, mamă, frate, soră, săriți că ne omoară cheltuielile pentru Parlamentul cu 600 de, aproape 600 de parlamentari. Păi de-aia s-a ajuns aici. Pentru că dacă în 2012, la alegerile parlamentare, se aplica strict legea ca, mă rog, în Parlament să ajungă cel care a câștigat colegiul respectiv, PDL-ul se desființa ca partid, că nu intra nimeni de pe prima poziție. Și atunci s-a aplicat celălalt principiu, că, domnule, trebuie să asigurăm pluripartitismul, trebuie să asigurăm echilibrul de forțe la nivelul instituțiilor statului și uite așa, și uite așa, și uite așa. Anii au trecut și acum, iată, toată acea comisie pentru legea electorală, pentru vot, pentru legile electorale, s-a hotărât, aud și eu tot așa, nu neapărat pe surse, aud prin mijloacele de comunicare în masă, că la scrutinul următor, cel din 2016, se va reveni la votul pe liste. Ei, ce părere aveți de chestia aceasta? Prin 2007-2008, când spuneam că e o mare tâmpenie, că e o mare prostie, că e un tembelism la nivel general, la nivel național, în care oameni serioși, o chestiune în care chiar oameni serioși pe care îi credeam serioși, se angajaseră să susțină votul uninominal, zic, dom'le, ce-o fi în capul lor? Înseamnă ori am înnebunit eu și am niște idei fixe și sunt un conservatorist din ăsta înrăit, ori dracu știe ce se întâmplă. Nu-mi place să-mi dau singur dreptate, dar de ce să nu recunosc că am așa o sadică satisfacție văzând că, de fapt, s-a ajuns prin forța lucrurilor la vorba și la vorba mea, nu numai a mea, categoric.
Dar nu vă spun cu ce preț. Că prin urbea noastră eram văzut ca un fel de ciumat. Haide, domne, se uitau toți la mine ca la... Și la mine și la alții care susțineau așa ceva. Nu se poate, păi cum? Nu suntem noi aici, nu respirăm democrație, nu ne batem cu cărămida în piept pentru valorile și pentru triumful democrației în România. Votul uninominal, secretul instaurării democrației. Ei, iată ce, la ce s-a ajuns. S-a ajuns ca din Parlamentul României să dispară aproape cu desăvârșire marile personalități. Cu adevărat, pe marile personalități parlamentare. Păi comparați și dumneavoastră. Componența Parlamentului din 92, să zicem, 92, 96, 96, 2000, când străluceau, la nivel de discurs vorbind, personalități ca Ioraciu, Radu Câmpeanu, Adrian Năstase, Adrian Păunescu, Corneliu Vadim Tudor, Vasile Văcaru, regretatul Vasile Văcaru, regretatul Adrian Păunescu, Gheorghe Dumitrașcu, nu mai vorbesc de alți și alți, poate i-am uitat. Păi comparați, repet, valoarea Parlamentului din acele legislaturi cu ceea ce este acum. Parlamentul, o masă aproape amorfă, în care mai ies în evidență doar 4-5 personalități cu adevărat parlamentare, cu adevărat reprezentative pentru parlamentarismul românesc actual. Catastrofa de președinte pe care l-am avut până în noiembrie trecut sau decembrie trecut a făcut ca să aibă el câștig electoral și o mascaradă de referendum prin 2009 în care propunea chiar aproape dispariția Parlamentului. 300 de parlamentari și Parlamentul unicameral. Păi îl deranja foarte tare Parlamentul, pentru că de bine de rău până pe vremea aceea se mai auzeau niște voci în Parlament. Cu toate păcatele lor, cu toate păcatele lui, Parlamentul era o instituție viabilă, o instituție respectată și mai mult decât atât o instituție necesară. Chiar fie ea și un rău necesar. Înțeleasă că un rău necesar. Dar acum ce e? Uitați-vă ce e. Uitați-vă numai la componența corpului de parlamentari din Mehedinți. Uitați-vă și trageți niște concluzii. Da. Despre ce să mai vorbim? Despre ceea ce ne doare, sigur că da. Pentru că despre ceea ce ne doare am ajuns aproape să nu mai vorbim. Vorbim mai mult despre ceea ce ne enervează la culme, despre ceea ce ne scoate din minți, despre toată această ipocrizie aproape generalizată, ipocrizie care ascunde sau în dosul căreia se ascund interesele cele mai nocive cu putință ale exponenților așa zisei clase politice românești. Da. Vorbim deci de vot. Am revenit la votul pe liste. Ar fi râs, erau filmele cu... În vremea adolescenței mele apăruseră și era bătaie la cinematografe prin marile orașe cu filmele. Serialul cu Fantomas, vă amintiți cum râdea Fantomas? Filmele acelea cu Louis de Funès, cu Jean Marais, cu Milen de Monjou. Da. Ce vedem acum în planul local, în plan local? Sigur, la ordinea zilei este intrarea în insolvență a RAN și perspectiva dramatică, poate tragică, de-a dreptul ca Severinul să rămână. Pe lângă faptul că va rămâne fără un mare obiectiv industrial, RAN-ul, regia autonomă de activități nucleare, va rămâne și fără resursa esențială de